De ce e așa de greu să cunoști un alb între negri? Sau de ce e așa de greu să recunoști un negru între albi? Spuneți-mi cât de greu este să recunoști un mor între vii sau un vii între morți. Vedeți, când vă pun câteva întrebări, să spun, frate, nu e ușor, dar e interesant că unul cu inima curată într-o inimă murdară, frate, ce nu știu, așa de greu? Oare chiar așa de greu? Sigur, pe noi, în seara aceasta, ne preocupă un aspect foarte practic și a fost repetat de câteva ori. Cum să mă păstrez curat într-o lume murdară? Eu voi accentua puțin aspectul acesta, dar vreau să fac o precizare. Nu cred că de aici se începe. Și nu cred că de aici se începe pentru că eu cred ce spune Scriptura. Și Scriptura spune că niciunul din noi nu ne naștem curați. Noi avem o moștenire adamică. Deci să nu o iei nume de rău că am ceva cu tine sau că vreau să pun o etichetă pe tine. Noi de la Adam avem o moștenire foarte bogată. Datorită lui Adam suntem ce suntem, datorită lui Adam vorbim, vedem, pentru că așa a fost Adam, așa a fost creat de Dumnezeu și ne-a transmis genetic toate caracteristicile omenești. Numai că în zestrea aceasta mare, Adam ne-a mai transmis ceva, la pachet. Suntem păcătoși. Nu se pune problema dacă am făcut păcate sau nu. Noi suntem prin natura noastră păcătoși. Adică un păr pădureț, un măr sălbatic, nu trebuie să facă mere ca să fie sălbatic. El este sălbatic și până n-a făcut niciun măr. Când vine vremea să facă merele, doar ne arată că e sălbatic. El nu devine sălbatic. El este din natura lui sălbatic și vine o vreme în care nu numai frunzele, ci și roadele ne arată că el este sălbatic. Apostolul Pavel așa pune problema. Fraților, datorită lui Adam și a moștenirii care avem, toți ne naștem păcătoși. Toți avem natura păcătoasă de care va profita diavolul și pentru că păcatul întinează, cu alte cuvinte, toți ne naștem murdari. Deci prima problemă în viața unui om nu este aceasta, cum să mă păstrez curat. Pentru că eu cred că nu pot să mă păstrez curat dacă nu sunt curat. Prima întrebare în viața fiecărui om și noi ar trebui foarte atenți să fim și să mărturisim altora lucrul acesta și să ne gândim în dreptul nostru. Prima întrebare capitală a vieții, știți care trebuie să fie? Cum să devin un om curat? Și vreau să vă spun un lucru. Iisus Hristos a venit pe pământ să deschidă pentru noi un izvor unde să ne spălăm hainele și să devenim oameni curați. Amin? Amin? Deci prima dată trebuie să ajung curat. Și aș vrea, vă dau un minut, nu mai mult, și vă dau un premiu. Cartea care o alegeți voi. Într-un minut să-mi spună cineva cum pot să devin curat. Ați pierdut 7 secunde. Prin sângele Domnului. Ce a spus? Același lucru. Cine își mărturisește păcatele și... Sora, e mai practic. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, va crede și va boteza. Sora, aveți... O să vă dau o carte, poate încurajare pentru femei, dar nu cred că e necesar în cazul dumneavoastră. Care vreți să o alegeți, este cadou din partea mea. Apropo, ar trebui noi cei mântuiți. Ar trebui noi cei mântuiți la întrebarea aceasta să știm să răspundem zi și noapte, oricu cine te întâlnești, să poți să-i spui varianta scurtă. Ești păcătos, Hristos a murit pentru tine, recunoaște-ți păcatul, mărturisește-ți păcatul, lasă-te de păcat, ceea ce înseamnă pocăință, nu? Agață-te cu toată energia ta de Iisus Hristos, pentru că numai El te poate salva, mărturisește transformarea în botez și apoi umblă cu Domnul. Dar dacă noi vorbim despre curăție, curăția se produce în momentul în care s-a produs nașterea din nou. Și este foarte important să devenim curați. Îmi place să cred. Deși eu vă spun, unul din păcatele predicatorilor e păcatul presupunerii. Și o să vedeți că îmi dați dreptate. Spre exemplu, eu presupun că abia așteptați să vă predic vreo 2 ore în seara asta. Nu? Deci, e foarte important noi să învățăm, să le spunem oamenilor cum să ajungă curați, să ajungă mântuiți.
Nu-i spunem unui om murdar cum să se păstreze curat. El nu se poate păstra curat, el trebuie să devină curat. Și curăția o avem doar în sângele lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Acum, presupunând că majoritatea sunteți curați, că asta am vrut să spun cu presupusă, presupunând că toți, cu precizarea, dacă n-ai experimentat nașterea din nou, seara aceasta ar trebui să te gândești nu la cum să mă păstrez curat. Știți, e ca și cum mi-aș pune o întrebare, cum să mă păstrez tânăr. Și tu te uiți la mine și mă compătimești. Spui, frate, eu că întrebarea asta ar fi trebuit să o pui în urmă cu 30 de ani, 40 de ani, acum, moșule, ce tânăr ești, ești în cântare, da? Deci eu nu pot să-mi pun întrebarea cum să mă păstrez tânăr, s-a dus vremea. Nu pot să mă întreb cum mă păstrez curat dacă n-am devenit curat prin sângele lui Hristos. Sigur că a doua întrebare este, odată ce am devenit aici, deja se pune întrebarea pentru copiii lui Dumnezeu, nu pentru cei din lume. Odată ce am fost curățit prin sângele lui Hristos, odată ce am o viață nouă, am o inimă nouă, am o identitate nouă, am o familie nouă și este familia curată a lui Dumnezeu, cum să mă păstrez curat într-o lume cum? Murdară. Apropo, este lumea murdară. Nu prea sunteți convinși, da? Noi suntem într-o lume murdară. Mântuitorul a spus, Tată, nu te rog să iei din lume. Dar te rog în lumea aceasta să-i păzești de cel rău. Și la un moment dat el spune cu foarte mare bucurie Mântuitorul, acum voi sunteți curați datorită cuvântului. În seara aceasta eu voi încerca cât de repede, nu prea mie să știți cu viteza, voi încerca cât de repede posibil să vă spun câteva lucruri esențiale când este vorba de a ne păstra curați într-o lume murdară. Și aleg eu ordinea aceasta, nu e neapărat nevoie să fie ordinea aceasta, dar eu spun că dacă vreau să mă păstrez curat într-o lume murdară, este obligatoriu să știu să fac diferența între mizerie și valori. Este absolut obligatoriu să știu ce-i curat și ce-i murdar. Ați văzut că sunt unii oameni care nu fac diferența? Ați văzut că sunt bărbați surorilor, nu a voștri, ați auzit de la altele, care ei habar n-au între cei curați și cei murdari. Sunt unii care, la ei totul e ok, totul e... Sunt alții care nu fac, dacă nu faci diferența. Acum, întrebarea mea foarte specifică ar fi, ce-i curat în lumea aceasta? Noi știm ce este curat. Dacă cineva ne-ar da două etichete sau două teancuri de etichete, curat, murdar, mizerie, valoare, valoare, mizerie, și ar spune, du-te în lumea aceasta și pune etichete. Noi am știut să punem etichetele. Pentru că dacă noi punem eticheta greșit, tu spui, frate Iuga, eu am adunat numai valori. Ia uite, maică. Dar zic, de ce miroasă așa? Păi valorile, frate. Sunt unii care se îmbolnăvesc, am cunoscut om cu două facultăți și când m-am dus acasă la dumneavoastră, m-a speriat. Așa trecea. Când a murit, a venit fata din străinătate, a vândut ce a avut acolo, 10 remorci. O dus cineva de acolo. O dat în boala asta, tot adunat de pe la contain. Mi-a spus, frate, dacă fii conclibit. Deci, are grijă Domnul Iisus. Carți ca șobolade. Nu, că are grijă Domnul. O avut grijă, da? Omul nu mai făcea diferența între cei valoare și cei mizerie. Eu nu o să vă întreb despre valori, dar vreau să vă spun un lucru. Valori sunt numai cele pe care ni le dă Hristos. Amin? Amin. Lumea nu ne poate da valori. Chiar dacă spune că sunt valori. Valorile vin numai din Dumnezeu și lucrurile curate vin numai de la Dumnezeu, pentru că El singur este curat în adevăratul sens al cuvântului. De ce spune Scriptura, Doamne, ochii Tăi sunt atât de curați, că nu pot să vadă răul. Și împărăția lui Dumnezeu este o împărăție curată. Iar când se vorbește despre cei sfinți, despre biserică, despre ce spune, am văzut o gloată mare care era îmbrăcată cum? În alb, adică simbolul curăției. Lumea lui Dumnezeu este curată. Însă nu știu dacă îmi permiteți cei care sunteți căsătoriți să pun niște întrebări tinerilor ca apoi vin și la voi. Haideți să încerc eu să mă lămuresc pe mine. Minciuna e valoare sau e mizerie? Sunteți siguri? Bun, deci o etichetă, da? Spuneți-mi, furtul e valoare sau mizerie? Mă refeream și la furtul intelectual. Mă refeream și la CD-uri copiate.
Deja, zice, frate, ne mai poți da etichete cu mizerie de gradul 1, mizerie de gradul 2, mizerie... Ați văzut cât de ușor putem să... Haideți să vă întreb pe unii tineri, sărutul ăștia necăsătoriți, e mizerie sau miere? Nu știu cum se zice în limba italiană la pitting-ul din engleză. Cum se zice? Că nu vreau să vă descriu. Te întrebă Natasha, o să-mi explice, când se întâlnește un băiat cu o fată și el nu vede bine și folosește mâinile, știi? Adică la școală au ajuns la anatomie, la capitolul, claviculă, coloana cutare, cervicală și atunci el ar vrea să ia 10 la și tot iubire zice, stai să văd cum o crea Domnul Universul ăsta. Ăsta ce e, anatomie sau e mizerie? Mizerie. Mizerie, nu? Păi nu că ar trebui să fim foarte serioși și să spunem lucruri pe nume. Mi-a plăcut de o fată din Republica Moldova, a ajuns ea pe la Arad și sunt unei arădeni care mai vorbesc cu mâinile decât cu și erau ei în parc și el tot nu știu ce, la care mă da să gândi să-i fac o declarație după niște chestii astea. Ce dragă ești divină! Dar ea zice, auzi, divină suntem amândoi. Nu știu, de râs sau de plâns. Acum noi râdem ca să nu bocim, probabil, așa? Vedeți? Eu spun lucrurile mai grave la început și o să le las. Mai bine încep în fire și sfârșesc în Duhul decât să încep în Duhul și sfârșesc în fire. Dar eu cred că amândouă sunt în Duh, așa, ca să nu mă condamnați prea tare. Știți la ce m-am gândit odată? Și judecați-mă cât o să mă judecați, dar pentru că am văzut un pic mentalitatea unor tineri din altă parte, o să vă spun vouă ca să le spuneți la cei din România când vorbiți cu ei pe internet. M-am gândit, oare care e diferența sau care e asemănarea între sex și sport? Sportul de echipă. Așa m-am gândit eu. Pentru că, vedeți, ce văd eu la tine? Dacă pe unii le-ai întreba, măi, tu trăiești curat? Da, frate, prin harul Domnului. Ei n-au bai, că se sărută, că se pipăie, că nu știu ce, că se mângâie. Ei sunt foarte curați, că nu ajung să se culce unul cu altul. Și pentru că nu ajung să se culce unul cu altul, ei sunt curați ca lacrima și dacă ai dat un sondaj de opinie, frate, ce, noi n-am făcut sex noi. Și am stat și m-am gândit ca unul însurat și am citit un pic. Care e asemănarea și diferența între fotbal și relația asta? Și am zis, amândouă sunt în echipă. Uite, este o asemănare. Și eu zic că în amândouă poți intra pe teren să spui, jucăm amical. Jucăm amical. Dar știți ce am văzut eu? Când intri pe teren, cam uiți ce ai hotărât pe margine. Deci când intri pe teren, spui, bă, nu ne faultăm, nu nimic, acum jucăm așa, slăviți să fie Domnul, facem exerciții. Dom'le, dar unii când intră pe teren, pe care i-am văzut eu, ăia uită că e amical, ăla uită că a avut niște înțelegeri, frate, când el vede poarta și vine mingea la picior, ca turbatul trage, trebuie. Bă, zice, iartă-mă. Eu m-am gândit, dom'le, tragi odată la poartă, tragi de două ori la poartă, tragi de trei ori la poartă, dacă odată intră mingea în poartă. După asta spui, frate, am uitat că... Bă, ai uitat, dar pe panou s-o scris. Până la urmă, întrebarea mea este pentru microbiști. Dacă joacă o oră și jumătate fotbaliști și niciunul nu marchează niciun gol, ai jucat fotbal? Sau nu jucat fotbal? Da. A, și fără goluri fotbal. Păi, dragii mei, poate o să învățați mai târziu, dacă nu o să învățați acum. Relația de familie le cuprinde toate acestea. Și noi, de multe ori, greșim ca tineri pentru că nimeni nu ne spune și uneori trăim în cele mai mari păcate. Și vai de ce se petrece în mintea noastră, și vai de ce se petrece în sufletul nostru și în conștiința noastră, dacă deodată avem mulțumirea, zice, dar n-am marcat, frate. Păi nu, dar ați jucat 48 de ore. Dar vreau să vă spun un lucru. Tare mulți au început amical. Și au sfârșit tragic. Pentru că atunci când li s-au dat etichete, au spus, a, frate, doar ăsta e păcatul.
Ăsta nu-i păcat să mă joc cu sentimentele ei, nu-i păcat să mă joc cu sentimentele lui, nu-i păcat să discut cu 7 fete odată, nu-i păcat, mă să nu știe una de alta, să mă împuște. Dar altfel, eu am rămas așa blocat, poate de atunci, dar nu cred că de atunci mi se trage. Când o mamă vine la mine la începutul slujirii și spune, iar am o vizită, frate, păstor, ce nu știu cum să o lămuresc pe fata asta, asta auzi ce gândește, ce numai cu un băiat să discute odată. Eu am spus, mă, fată, nu fi proastă, știi, mama creștină, mă, discută și tu cu mai mulți, că nu știi care e gel, adică... Eu tot mă gândeam, cui să-i dau sfaturi acum? Cui să-i dau sfaturi? Care a fost lovit de căldură? Întrebarea mea, dragii mei, este următoarea. Noi mai știm ce-i păcat și ce-i curăție? Mai știm ce-i mizerie și mai știm ce-i sfințenie? Nu mă faceți să intru în viața de familie. Că unii cred că dacă ne-am căsătorit, totul ne-e permis. Eu spun, este permis tot ce-i sfânt și curat. Amin? Amin. Și poți întâlni în familie creștine, nu aici, dar în altă parte. Întâlnești cele mai mari mizerii ale Pământului. Pentru că noi nu mai știm ce este curat și ce este murdar. O să vă recomand câteva cărți în seara aceasta, dar una vreau să vă recomand la toți. Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură și să o citiți. Și să o citiți cu creionul în mână. Și unde Biblia spune, dragul meu, că e păcat. Nu mai spune tu că e păcat mare, că e păcat mic, că e păcatul ăla, că e păcatul. Unde Biblia spune mizerie, nu spune tu aur. Nu spune mărgăritare. Pentru că dacă nu facem diferența între cei curați și cei murdari, putem ajunge toată viața să fim noi înșelași și să spunem, noi am adunat comori, noi suntem curați. Știți cum au zis frații lui Iosif? Ho, zice, noi suntem oameni de treabă. Am că l-am vândut pe frate meu. Că l-am pus pe tata să geamă. Vai, pruncul meu, l-o sfâșiat fiarele sălbatice și era să crape inima în el. Ha, zice, dar noi suntem oameni de treabă. Adică după definiția lor, erau cei mai buni oameni. Pentru că nu mai făceau diferența între ce este bun și ce este rău. Observ în lumea creștină și departajarea păcatelor. Păcat mic, păcat mare, întrebarea clasică. Nu, frate, zice, dar pentru asta îmi pierd mântuirea. Adică dacă fac un păcat, nu-mi pierd mântuirea. Dacă fac alt păcat, îmi pierd mântuirea. Dați-mi și mie un exemplu de un păcat care nu-i păcat în ochii Domnului. Spuneți-mi un păcat care nu mă duce în ea. Unul singur. N-am înțeles. Cum adică? Care-i păcat și nu-i păcat? Pe mine știți ce mă surprinde? Noi avem lista noastră. Apostolul Pavel, spre exemplu, le încurcă frate de număr. El le încurcă puternic. El trebuia să vină să învețe de la noi ce scrie în Biblie. El spune... Roada, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Ziceți. Curvia. A, zice, frate, n-am treabă cu asta. Prea curvia. A, zice, aici, frate, mă încadrez. Nu prea curvesc. Așa o zice, zice, frate, nu scrie în Scriptură să nu prea curvești. Bă, bun, zic, e traducere nouă, da. N-am înțeles altfel, da. Dacă zice că să nu exagerezi, da, tot e o treabă. Adică, dacă el... Da, zice nici aici. Curvia nu, prea curvia nu. Și mai vorbim de câteva lucruri din astea grave, noi spunem, slăviți să fie Domnul, n-am treabă. Și apoi începe, dar în aceeași listă. Cu bârfă, cu invidie, cu cutare, lăcomie, care e închinare la idol, eu zic, ferească-mă Domnul, frate, eu să mă închin la idol. Nu, zic, la statuia lui Buddha nu te-ai închinat niciodată. Dacă n-am văzut-o pe sora în fața ochilor mei, eram în casă ca musafir, i-a adus cineva niște bani. Așa i-o țucat. Mă, de când vă aștept? Dar nu erau nici mulți, domne, deci nu credeți cu un milion de euro. Eu știu, 100, 2. Mai de când mai... Întrebarea este, oamenii ăștia mai știu care e diferența între curat și murdar, între sfânt și păcătos? Apostolul Pavel, am spus, le amestec, el nu spune, vere, uite, păcatele mari și păcatele mici. El le dă pe cele ce le considerăm noi grosolane, le ia pe astea care le considerăm noi misericuri și spune, ascultă-mă, verele, toți care fac așa ceva și multe lucruri asemănătoare cu ele, nu vor vedea împărăția lui
Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ioan? Ioan spune cei care sunt afară. Și el spune, afară sunt câini, afară sunt vrăjitori. Noi nu avem treabă noi nici cu câini, nici cu vrăjitori. Și apoi bag asta, oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Păi ajunge într-o lume creștină în care spune, bă, frate, stai, zice că nu-i păcat să minți, că în unele cazuri chiar o virtute și îți învârte el niște treburi. Și tot stau și mă întreb, citim aceea Scriptură, dragii mei, eu nu cred că avem voie să ne jucăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi avem voie să schimbăm Biblia. Biblia trebuie să ne schimbe pe noi, amin? Amin. Și când Biblia spune că ceva e păcat, poate să spună toată Roma și Papa și Iuga și Biserica, orice ar spune, când Dumnezeu spune că rău e rău, să nu ajungem noi vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Cei din Romani, când spune, zice, ei știu că aceste lucruri sunt rele, dar măcar că știu, le fac și... Ionuț zice, bravo, îmi place, ești de-a nostru, ești de-a nostru. Deci primul lucru care l-aș nota acolo ar fi următorul. Să știu să fac deosebirea, da? Deosebirea între ce este curat și ce este murdar. Și dacă ați vrea unii să notați un singur cuvânt, eu aș spune la primul ar fi percepție. Să am o percepție corectă a lucrurilor. Ce-i curat, ce-i murdar, numai lumina lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu îmi dă inspirație aici, da? Al doilea cuvânt care l-aș nota ar fi putere. Am o percepție corectă, știu ce-i bine, ce-i rău, asta știu de la Dumnezeu. Întrebarea este, și ce dacă știu ce-i bine, ce-i rău? Dacă sunt ca Apostolul Pavel, spun, eu am dorința să fac binele, nu? Am dorința să mă păstrez curat. O, nenorocitul de mine, n-am puterea. Și atunci noi vorbim de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Și din nou vreau să vă spun, Dumnezeu dă putere, dar o dă copiilor săi. Amin? Amin? Voi veți primi o putere de sus, Duhul Sfânt în viața voastră. Credința este puterea care ne păstrează neîntinați de lume. Noi trebuie să luptăm. Curăția nu-i ușoară. Curăția nu-i ușoară. Viața de credință nu-i o plimbare înspre ce? De fapt, vreau să vă spun, știți cine se plimbă pe pământ? De unde vii, Satan? Știți de unde zice? De la cutreierarea pământului și de la plimbările care le-a făcut pe el. Diavolul are vreme să se plimbe. Copiii lui Dumnezeu nu se plimbă, sunt la luptă. Că suntem acasă, că suntem în biserică, că suntem la serviciu, că suntem în concediu, noi nu ne plimbăm prin lume. Aici vreau noi să ne plimbăm. Noi suntem într-o luptă, nu împotriva fraților, nu împotriva vecinilor. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor necurate care sunt pretutindeni. Și pentru că ele sunt pretutindeni, noi trebuie să luptăm pretutindeni. Și ca să fim biruitori, avem nevoie de putere. Amin? Amin. Celor smeriți, Dumnezeu le dă har și putere. Celor mândri, Dumnezeu îi lasă în voia minților blestemate și diavolul îi îngenunchează. Și ascultați-mă. Sunteți careva aici, Samson? Că dacă ați fi careva Samson, v-aș aduce aminte că el n-a vegheat și a fost îngenunchiat. Există cineva aici care are înțelepciunea lui Solomon? Că dacă ar fi cineva, i-aș aduce aminte, atât cât a fost el de înțelept, și că femeile străine ce-au făcut? L-au târât și pe el în păcat și au murdărit viața. Există cineva atât de spiritual ca David? Că dacă există, i-aș aduce aminte că într-un moment de neveghere, din omul curat după inima lui Dumnezeu, David ajunge o ființă murdară și întinată. E foarte important în mod permanent, în mod permanent, să avem puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Amin? Amin. Și acum pentru noi chiar este foarte simplu. Noi vorbim într-o lume în care oricui îi spui, băi frate, dacă scoți din priză, nu mai merge. Asta este, dacă nu ții legătura cu Dumnezeu. Dacă nu ții legătura cu Dumnezeu, aș vrea să aveți grijă, voi tineri, că toți sunteți tineri, să n-ajungeți ca unii bătrâni. Frate Iuga, când eram noi tineri, ce lucrări se făceau, ce... Eu zic, când era Dumnezeu tânăr. Nu, frate, zice, când eram noi tineri. A, zic, nu, Dumnezeu a îmbătrânit. Nu! Și atunci, de ce nu vorbești de astăzi, nu de atunci? Dacă ai același Dumnezeu, aceeași putere,
De ce nu vorbești de biruințele de astăzi, nu de biruințele de acum 40 de ani? Ele sunt frumoase în album. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar eu nu trăiesc prin istoria biruințelor de altă dată. Eu am un Hristos viu care mi-a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În puterea aceasta, du-te în fiecare zi și fii biruitor. Deci primul ar fi o percepție corectă, da? A doua ar fi o putere. Și singura putere este puterea lui Dumnezeu. Haideți să vă întreb puțin așa. Știți tineri care s-au păstrat curați? Băieții, știți băieți care s-au păstrat curat? Repede. Iosif. De ce s-a păstrat Iosif curat? Să nu spuneți că a fost impotent. Nu, că după asta au făcut copii. A știut ce-i păcat și ce-i curat, așa-i? Și când a venit oferta, el a spus, băi femeie, mă tem de Dumnezeu, ăsta-i păcat. Eu nu mă întinez viața. Dar a avut și putere. A avut putere să lase toate ofertele și să fugă. Dacă Timotei n-ar fi avut puterea lui Dumnezeu, deja mai spunea Pavel, fugi de poftele tinereții. Nu vedeți câți oameni sunt, spune, domne, nu pot. Domne, când văd paharul, orice juruință a făcut, el nu mai poate. Când o vede pe aia, când îl vede pe ăla, îi se întunecă, pentru că n-are puterea lui Dumnezeu în viață. Ei au altă putere, n-au puterea lui Dumnezeu. Cei care au biruit au avut putere. Iosif a avut și percepție și putere. Un alt băiat care a biruit. Adică n-a fost singur. Fetelor, o fată, până se gândesc băieți, o fată care a biruit. Estera. Uite, le-a venit minte la băieți acum, inspirația. Estera, cum a biruit și ce a biruit Estera? La ce te referi că a biruit Estera? Crezi că o fată frumușică ca ea a avut ceva avansuri de la băieți? Și ea totuși o păstra curată? Mie nu mai îmi place să folosesc cuvântul ăsta curat în sensul care îl folosesc acum la fete. O să-l folosesc cum spune Biblia, virgină. Ca uleiul de măsline, știi? Pe la bun, da? Fecioară. Da, dar acum când spui fecioară, când spui curată, fiecare se gândește așa o chestie. Dar când spui virgină, unii se mai trezesc, știi? Și eu spun, oameni buni, hai să fim serioși. Fetele acelea, băieții aceia, uitați-vă la fetele care s-au păstrat curate. Nu spune că au fost urâte. Nu spune că au trăit izolate ca sfântul nu știu care sau într-o mănăstire. Mă gândesc la aia cu oile. Cum o chema? Maela. Cum? Maela. Rebecca, Rahela, ele erau cu oile, da? Pe Biblia spune că erau frumoase. Frate, eu cred că erau și sănătoase dacă cu oile, cu nu știu ce. Eu cred că ciobanii, și atunci erau ciobani, scuze-mi expresia. Și când se întâlneau cu oile la fântână, cred că și ea. Dar asta avea percepție clară și avea putere, frate. Ia mâna că ți-o bag în ghips în numele Domnului. Adică ea știa versete de aur din Biblie și spunea, a, tu-i frate, atunci nu a fost ca astăzi, nu a fost ca astăzi. Și cum a fost? Ca pe vremea mea, dacă nu. M-am dus ca să nu dau alte cazuri, m-am dus că știți, unii zice, lor le-a fost ușor, lor le-a fost ușor. M-am dus în Ucraina la o conferință și frații mi-au făcut bucuria să mă aducă păstori și nevestele lor, 70 de ani, 12 copii, nu știu ce, și ăștia tinerei, știi? Deci erau extremele. Și să le prezint eu despre viața de familie, una și alta, m-am scăpat eu și am zis ceva, dar subțireri, nu ca aici seara asta, adică traducătorul meu 60 de ani s-a blocat, la care unii imediat mă abordează, frate, zice, la noi în Ucraina, la noi nu-i ca la dumneavoastră în România, cu reclame, cu internet, cu televizor. Mă, zic, slăvit să fie Domnul, nu încă mă gândesc eu. Dar zic eu, din câte văd, nu sunteți unite la țară. Ba da, frate, noi acolo e ogorul. Zic, și eu am crescut la țară. Fără televizor, fără internet. Dar zic, am avut un bai, domnule. Noi cum eram ca în sărăcuți, mama și tata s-au venit să țină o vacă la casă. Mă, vaca noastră nu a fost iar pocăită. Și din când în când umbla după taur. Și auzi că părinții mei se și bucurau că umblă după taur, că atunci face vițel și dă lapte. Nu acum, cum tata era în misiune, vaca dusă la taur, cu cine s-o ducă mama? Bă, Viorel, hai dă tu vaca să vină. Când ajungeam la Consiliul Comunal, că acolo se țineau atunci tauri, știi, ca să înregistreze tot, mama, femeie înțeleaptă, Viorel, zice, du-te tu și te ascunde după clădire, nu cumva când iese taurul să te pungă. Eu,
Tăteam după clădire mai puțin ochii, nu cumva să impungă pe ei, adică. Că nu mi-a trebuit internet și am zis, bă, ce face taurul ăsta cu doamna vacă, știi? Cocoșul cu găinile n-avea treabă, nu ne întreba nimic live, știi? Câinii intrau în sesiune. Și când le-am zis asta, s-a uitat la mine, zic, la voi, voi cocoși, câini, pisici. Păi zic, ce atunci vorbiți de copiii voștri cu internet? Adică ce vreau să vă spun este că și pe vremea lui Rebecca și lui Rahela, berbecii nu cred că zicea, bea, vină. Dom'le, acolo online. Fata asta cred că pricepea ce se întâmplă acolo, nu? Și-o fi zis ea, bă, eu ce fac, știi? Am împlinit atâția ani, am împlinit atâția ani. Dar spunea, măi, totuși am un Dumnezeu. Și Dumnezeul meu mi-a spus clar, prin părinții mei, că nu era scris atunci Scriptura, că sexul premarital este cum? Păcat, nu că e... Băi, e păcat. Și că Dumnezeu îmi dă putere dacă eu sunt sincer și vreau să fiu curat. Și așa s-a păstrat curată. Mă întrebați de câte ori o plâns? Nu știu. Dar nu cred că i-a fost ușor. Și să nu spuneți despre nimeni că a trăit ușor. Știți de ce au învins ei? Că au știut ce-i mizerie și ce-i păcat. Și mizerie, au spus mizerie, n-au îndulcit-o, n-au colorat-o, n-au fardat-o și sfințenii au spus sfințenii. Și fiecare a spus, Doamne, eu, dacă mă lași, îți pierdut. Dar dacă îmi dai puterea ta, cu tine pot fi biruitor. Amin? A fost o alegere a lor să trăiască în curăție și aș putea să duc firul cât de mult, dar nu-l mai duc, că se duce și ceasul, da? Deci când vorbim de a fi curat într-o lume murdară, vorbim primul lucru de o percepție clară, apoi vorbim de putere, puterea lui Dumnezeu și apoi eu a zice că mai trebuie să vorbim și de un preț. Dați-mi o persoană în lumea aceasta care a trăit curat și n-a plătit prețul curăției. Luați toată istoria. Că vreți Iosif, că vreți Daniel, că vreți Maria, că vreți Estera, că vreți Rebecca, că vreți din Noul Testament. Spuneți-mi unul care n-a plătit prețul. N-a plătit prețul curăției? Știu eu că a fost om ca și noi și lumea a fost murdară ca și la noi. Și nu poți, nu poți să fii într-o lume murdară și să te păstrezi curat fără să plătești un preț. Iisus Hristos a plătit un preț? Fiecare plătim un preț. E adevărat că nu plătim un preț mai mare decât îl putem duce. De aceea ni se spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea? Ascultați-mă bine, cu puterea omenească. Și Dumnezeu care? Dumnezeu cântărește și apoi dă drumul. Deci nu poți să spui, Doamne, a fost prea puternic. Domnul spune, nu, că eu am cântărit-o înainte. Eu te-am creat pe tine. Eu te-am creat pe tine. Este, dacă vreți, ca la vapoare. Dacă o să vă uitați la vapoare, indiferent de ce natură, că cargo, că sunt... Există o linie pe vapor. Când linia aceea ajunge la apă, nu mai e voie să încarci nimic. Acolo e greutatea maximă admisă. Acolo constructorul spune, dacă încarci până aici și linia e deasupra apei, te duci în siguranță. Ai încărcat mai mult, mi-am luat responsabilitatea. Dumnezeu când ne-a creat pe fiecare, ne-a spus, aici e linia la 2 ani, aici e la 4. A, tu poți să te dai mare, să spui, Doamne, eu mai încarc, că eu sunt cineva. Încarci și te duci. Eu am o întrebare pe care o pun câteodată tinerilor, dar nu numai tinerilor, pentru că ascultați-mă. Eu cred că ispite sunt la orice vârstă, amin? Amin. Vreau să vă fac o mărturisire, n-am fost eu bun de când am fost, dar câteodată zic că mai are. Te și forțează Domnul să spui unele lucruri, că nu ți le propui. Eram chiar la începutul vieții de păstorire, era o duminică după masă, serviciu de evangelizare. Avem după masă evangelizare, lume, și m-am gândit chiar la subiectul ăsta, cum să biruiești ispitele. Păi, frate, nici prin cap nu mi-a trecut să vorbești și de ispita sexuală. Evanghelizare, putare, pe vremea lui Ceaușescu. Adică țineți minte că erau niște vremuri, erau vremuri în care mi-era greu și să pronunț cu o femeie gravidă. Adică, cum să spui că e gravidă? Parcă părea ceva grav, că să spui că sora e gravidă. Nu, așa era viața în care am crescut noi. Mă, și predic eu despre ispita asta și nu mă lasă Duhul de la încolo, mă dau și una. Zic că tot pe o altă ispită care ar trebui biruit ar fi ispita sexuală. În momentul ăla,
O câți la frați mai în vârstă? Eu vedeam bine atunci, fără ochelari. Când i-am văzut, am zis, fraților, văd că unii ați lăsat capul în jos. Dacă ascultați-mă, zic, vorbesc din Scriptură, nu din Coran. Și zic, din câte am auzit, eu am înțeles că și la vârsta voastră mai aveți probleme. Odată s-o ridică, zic, drept și ascultați. Adică, n-am înțeles, nu, ce vrei să spui, numai când ești mort, nu mai ai ispite. Că sunt ispite și de un fel și de altă. Și apropo, să știți, că știți ce spune lumea pornografică? Că sunt foarte mulți bătrâni consumatori de pornografie. Deci să nu spună ei că e chiar așa de simplu. Există bătrânii toată viața pentru că există un diavol care vrea să ne îngroape pe toți. Trebuie să plătim un preț? Da, trebuie să-l plătim. Dar nu mai mare decât a plătit Hristos pentru curăția noastră. El a plătit prețul suprem și eu plătesc prețul înfrânării. Eu, dacă trebuie, plătesc prețul să nu mănânc anumite mâncări. Că le spun tinerilor, băi, zice, frate, ardem. Mă zic, eu sunt crescut la țară. Să spun ce am învățat eu ca țăran. O zic, băi, Verene, iarna când ții cai în graști și n-ai de lucru cu ei, dacă tu le dai o văz, și o văz, frate, și o văz, adică mâncare bună și o broc, păi nu te mira că atunci când îi dai drumul din graș, adică el rupe tot armăsarul. Păi, Domne, hrănit bine și nelucrat. Ce aștept? No, unii săraci, știi, din ziua de astăzi, subnutriți copiii noștri, bagă în ei, frate, bagă, că bagă și bunica și mama de când-s micuți, să fie rotunjori, știi? Deci noi până la câțiva ani pompăm cu ei ca să aibă de unde slăbi, să facă cură de slăbire. E o chestie interesantă. Îi hrănim și în biserică și apoi îi hrănim cu E-uri, B-uri, C-uri, vitamine, că e slăbuț, zice, s-au născut numai de 5 kg. Ce? Eu știu ce... Dom'le, ajunge el la 14 ani, pe când încep să miște hormonii în el, frate. Și încep ca ai putere să... Deci poate prețul ar fi să fiu cumpătat la anumite lucruri. Mai mănânc și urzici. Nu numai spanac, ce știu ce alte, da, cu purusa. Mai mănânc și urzici, mai la colațiune o las mai moale. Da? Mai dau și cu niște fulgi, nu? Ca fulgul de nea. Mănânc bine, nu lucru nimic. Îmi alimentez privirea cu tot ce mișcă în lumea asta. Mai mult cu ce mișcă decât nu mișcă. Și apoi zic, frate, mi-e greu. Poate prețul e să fug. Poate prețul e să spun unui grup de prieteni, dragii mei, eu rămân prieten cu voi, dar ascultați-mă, dacă noi ne schimbăm vocabularul și comportamentul, mai vorbim pe net. Să știți că noi n-am avut probleme în biserică cu comitetul. Și am fost și noi tineri, dar am avut o discuție noi tineri între noi. Au plecat și fetele noastre la oraș, na, la oraș când au ajuns s-au emancipat. S-au venit ieri acasă, da? Și noi odată la o întâlnire din ieri am spus, bă, fetelor, voi ne iubiți pe noi? În Hristos, Domnul, fie ale inteligente, da? Păi zic, dacă ne iubiți, puteți să ne lăsați și să ne închinăm Domnului. El s-a uitat așa, dar când v-am împiedicat noi în închinare? Păi zic, să vă facem o mică destăinuire. Când veniți voi îmbrăcați în felul ăsta la bisericuță și când noi vedem ce n-am vrea să vedem, așa, da? Noi, într-un singur caz, ne putem gândi la jertfa lui Hristos. Numai dacă zicem, Doamne, scapă-mă, că numai Tu mă poți scăpa. El s-a uitat la noi, o zic, bă, voi sunteți normali? Noi nu știu dacă suntem normali sau nu, dar așa suntem. M-a întrebat, toți? Și știți pentru ce le apreciem până ziua de astăzi? Din ziua aceea, fetele și-o schimba garderoba. Și-o schimba garderoba, că nu trebuie la comitet, dar a spus, băi, uite, a fost un preț care l-am plătit noi, să spunem, și a fost un preț care l-a plătit el. Eu nu știu ce libertate au avut el în Hristos. Dar au spus, Doamne, ca să fiu și eu curat, să nu fiu, să fie și el curat, plătesc și eu un preț. Dar nu cred că a fost mare prețul față de alte prețuri. Întrebarea este, noi suntem gata să plătim un preț? Pentru cei care sunteți necăsătoriți, hai să vă întreb un lucru. Voi credeți că cei căsătoriți nu plătesc un preț ca să rămână curați? Voi credeți că cei necăsătoriți nu plătesc un preț ca să se păstreze curați? Că unii spuneți, frate, nu mă pot abține, el are... Am o rugăminte pentru toți bărbații. Păi, neveste nu vreau, deși știu. Toți bărbații însurați să vă ridicați în picioare. Așa, cât ele n-aș, da. Bun, bun, bun. Vă rog să vă uitați bine tineri la ei, să ascultați întrebarea. Care dintre bărbații însurați?
care dintre bărbații însurați, după ce v-ați însurat, n-ați mai fost ispitiți niciodată în domeniul sexual? Nu biruiți! Care n-ați mai fost ispitiți niciodată, vă rog să rămâneți în picioare. Nu pot să traduci întrebarea, nu cred că o priceput în italiană. Crezi că o priceput? Da? Deci ăștia chiar s-au așezat cu priceput. De asta m-am așezat și eu. De asta m-am așezat. Deci să nu plece cineva cu idei, bă, ce-o făcut frații. Nu-i vorba de păcat. Dar să spună cineva, domnule, când m-am însurat, diavolul nu mai veni niciodată la mine. Că nu mi-au fugit ochii și o trebuie să mă pognesc. Ca să nu mă pognească nevasta sau domnul, da? Deci toată viața e o luptă. Plătești preț ca necăsătorit, plătești preț ca și căsătorit, plătești preț ca tânăr, plătești preț ca și bătrân. Dar ascultați-mă, știți care e frumusețea? Prețul poate fi plătit și prețul are o răsplată, slăvit să fie Domnul. Amin. Veșnicia cu El, în glorie, în slavă, merită toată osteniala noastră. Și dacă vreți, spuneți aici ce spune Apostolul Pavel, eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice. Adică cum să le punem în cântar? Că, bun, rab eu 50 de ani. Și ce-i 50 de ani dacă aș răbda veșnicia în iad? Cum ar fi atunci? Deci vorbim de o percepție corectă, da? Vorbim de puterea lui Dumnezeu și vorbim de un preț care trebuie plătit. Spuneți-mi, ați auzit de cartea Proverbele, nu? Cine a scris-o? Solomon. Solomon. Pentru cine a scris-o? El spune foarte clar pentru cine a scris-o. Chiar la începutul cărții. Fiule, pentru generația tânără, da? Și spune așa. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, cu tare, cu tare, pentru cei neîncercați, și apoi când spui, eu nu, eu sunt, ce să asculte și cei înțelepți și își vor mări știința, este omul care se deschide pentru tineri și scrie o carte destul de lungă și câte capitole are Proverbele? 31? Păi nu știu, deschideți unul Biblia și ne salvați, nu? 30 sau 31? Hai repede! Până atunci, spuneți-mi ce scrie în Proverbe 31. Despre cine vorbește el în Proverbe 31? Despre femeie. Ți-a auzit iară predice. Despre femeie vorbește. Ce vorbește Solomon în Proverbe 31? Deschide-mi, te rog, cartea. Dă-mi, te rog, și asta, că și dacă e micuță, tot mare. Deci ce vorbește Solomon în Proverbe 31? Ascultați-mă bine. Nimic. Solomon în Proverbe 31 nu vorbește nimic. Cuvintele împăratului lemuie. Învățătura pe care o dădea? Stați puțin. Acum astea sunt cuvintele împăratului sau lui maică sa? Al lui mama. Dar zic că s-al împăratului. A, deci mama i-a dat învățătură când i-a fi dat. Acum el și-a adus aminte de învățătura lui mama. Apropo, cei care aveți, sunteți părinți, ascultați-mă bine, să n-audă copiii. Tocați în continuare. Am spus așa, în traducere liberă, știi? Că zici, păi frate, nu pricepe, nu pricepe. Eu cred că nici ăsta nu pricepe multă vreme. Dar mama, atâta i-a spus cu înțelepciune, cu blândețe, pe când a ajuns mare, a zis, bă, bine, a zis mama. Apropo, știți cam cum văd eu? A fost chemat împăratul la cea mai mare universitate. Și le-a vorbit studenților. Și trebuia să le dea o lecție. Și el spune, oameni buni, am venit să vă dau o lecție. Și le spune lecția. O să vedem care. Și ăștia tot așteptau acum, că știi cum e universitatea, ce știți, nenea împăratul, ce bibliografie ați folosit? Adică pe ce website-uri ați intrat? Ce cărți ați citit? De unde ați căpătat înțelepciunea asta? El zice, vă rog să vă deschideți calculatoarele, să notați. Și ăștia, când deja erau pregătiți, zice, scrieți acolo, mama. Ăștia zice, ce? Mama. A, bun, zice, și eu ca voi n-am crezut-o. Dar acum vă spun că ce mi-a spus mie mama, o a avut dreptate. Ai fi vrut să fii mama aia care să stai undeva pe acolo să zice, în sfârșit, Doamne, n-a fost în zadar. Eu sunt unul din părinții care am ajuns la concluzia că nu mi-am bătut gura degeaba. Și vreau să vă spun așa, în paranteză,
E suficient într-o zi să primești un SMS. Și doar atât să spună: mamă, mulțumesc pentru chestia asta. Și 20 de ani a iertat tot. Deci așa, ca să n-audă copiii voștri de voi, dați mai departe, chiar dacă e vorba românească, bate toaca la urechea surdului, nu e așa. Ei văd și într-o zi își vor aduce aminte. Acum, pentru mine e important, e nu ce scrie acolo, cuvintele împăratului, ce i-a spus mama, știți ce e important? Că de fapt cuvintele acestea sunt folosite de cine? De Duhul Sfânt. Toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Uitați ce e curios pentru mine. Scuză-mă că îți rețin un pic Biblia, ca să vadă că citesc din a ta și nu... Deci nu mă uit ce scrie, că nu știu cine o trimis pe foaie roșie și să nu... Da. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, rodul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juliinței mele? Deja, băi, că asta e o chestie foarte serioasă. Vine mama și spune: auzi, copile, ai putea să mă asculți un pic? Tu nu ești un rod al întâmplării. Nu e un accident între mine și taică. Tu nu știi ce ai auzit după la alții, că a fost un accident. Eu m-am rugat pentru tine. Eu te-am dorit. Tu ești un rod al trupului meu. Am făcut niște juruințe înaintea Domnului pentru tine. Cred că ăsta s-a trezit un pic. Mamă, chiar așa? Da, zice, tu chiar ești valoros pentru mine. Poți să mă asculți un pic. Nu, uite o femeie. Ce discută ea cu pruncul? Atunci, că noi astăzi nu discutăm, știi, frate, că suntem super sfinți, noi nu putem discuta. Nu se cade. Nu, versetul 3. Scrie acolo: nu-ți da femeilor plaga și dezmierdările tale celor ce pierd împărați. Nu auzi punctul 1 de la mamă din predică. Păi, copiile, uite ce spun eu. Păi nu știu, câteodată eu n-aș avea curaj să discut ca mama asta. Dar de fapt ce vrea să-i spună mama este: copile, tu știi că ești valoros? Tu vezi câte valori a pus Dumnezeu în tine? Dar tu mai pricepi un lucru. Tu știi că valorile sunt vânate? Tu știi că în lumea asta există vânători de valori? Știi ce spun eu, copilă? Nu te lăsa vânat. Ai grijă să n-ajungi într-o zi trofeul deasupra șemineului cuiva. Și ea foarte directă, pentru că e vorba de un băiat, spune: nu-ți da femeilor blaga. Dacă ar fi discutat cu fata, dacă avea fată, poate avea. Și ce cred că îi spunea la fată? Fată, ai grijă la băieți. Ai grijă la băieți, că ăștia te învârt, te succes. Dar eu urmăresc un lucru, fată. Ăștia-s vânători și ăștia vor vânatul. Bine, vânătorul, de ce vrea vânatul? Pentru binele vânatului, nu? Adică când îl împușcă pe cerb, nu la binele cerbului se gândește. Afară e cald și îl bagă în congelator. Cum să nu, da? Deci doar nu pentru binele lui. Și vânătorii ăștia. Acum, voi poate ziceți, frate, nu știu, cu vânătorii ăștia, că ideea la mine care ar fi? Păzește-te. Deci păzește-te să nu ajungi o victimă, dacă vrei să te păstrezi curat. Pentru că păcatele acestea întinează. Dar eu o să vă spun un pic din mărturia lui Solomon și ar trebui să o citiți și cei căsătoriți și cei necăsătoriți și să subliniați. Apreciez că Biblia asta, indiferent ar cui ar fi, n-ați văzut voi, e subliniată. Acum vreau să văd ce-i subliniat, dar nu o să vă spun eu tot. A, așa. Bun, ia să vedem unde ar trebui să... Haideți să vorbim ceva tare spiritual. Adică ar trebui să fie spiritual. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. 7:6. 7:6, te rog să ne dai. Apropo, casa lui Solomon unde ar fi putut fi? În ce oraș? În Ierusalim. Ierusalimul era locul închinării, nu? Nu a întinării. Deci Ierusalimul era locul unde oamenii se duceau să se închine de Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu. Mergea evreul murdărit de păcat și trebuia să vină de la Ierusalim acasă cum? Curat. Deci la Ierusalim trebuia să se petreacă lucrurile sfinte. Da? Uite ce se petrece la Ierusalim, că asta privește din casa lui, da? Mă uitam printre zăbrele, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, acum nu sunt azi fără minte, dar atunci erau, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine marocane, nu știu, nu, eu știu, fi venit student la Ierusalim, sau poate chiar schimb de experiențe religioase, cine știe, da? A apucat care dulce spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o...
Cum își dă el seama după îmbrăcăminte? Bine, ați văzut, el nu spune că e curvă. Ce nu m-a îmbrăcat ca o curvă. În prima fază. Adică prima fază îi vezi hainele și te întreb, mă, o este o legătură între haine și caracter? Subiectul ăsta îl voi aborda eu pentru că am câteva lucruri în Biblie nelămurite. Spre exemplu, zice că în Gadara, îndrăcitul era fără haine pe el. Și după ce l-a vindecat Domnul Iisus, l-a găsit îmbrăcat și întreg la minte. Să mă gândesc ce legătură între mintea întreagă și haine. Și draci dezbrăcat. Dar asta e o problemă adâncă, încă n-am lămurit, o să mă lămuriți voi, da? Ei, și spune el, iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă, cu inima șireată. Și acum să ascultați, era bună de gură și fără stâmpări, picioarele nu-i puteau sta acasă. Stai, că am dat prea multe pagini și nu-i bine, da? Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la? Ia că vânătorul! La Ierusalim! La Ierusalim, unde toată lumea ar trebui să băi, fii pocăit, fii curat, adu-ți jertfa, binecuvintează pe Domnul, ai venit să adu-ți jertfa, apropie-te de Domnul, se duce acasă curat, ea stătea la pândă, dar ascultați pentru ce a stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat, nu era la modă. Și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de... Noi am început să mă cutremur. Păi voi vedeți ce limbaj religios folosește asta? Ea nu vine și spune, bă băiete, eu de meserie, cum mă vezi, scoți banul sau vedem cum ne înțelegem. Ar fi fost cinstit, nu? Frate, la Ierusalim nu poți vorbi așa. Că dacă la Ierusalim vorbești așa, e bai mare. La Ierusalim vorbești despre jertfe. La Ierusalim vorbești despre Dumnezeu și despre juruințe. Și ia că vânătoarea, ce eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Știți ce mai lipsește de aici? Un aleluia ori un slăvit să fie Domnul. După limbajul care îl folosește, nu? Adică, Domnul, niște cuvinte religioase, am adus jertfă, am ieșit, te-am găsit, ca și cum vezi, Domnul mi te-a scos în cale și acum vine cu promisiunile. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternuturi de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit cu tare, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Nu-i vorba de 5 minute sau jumătate de oră. Adică dimineață, o noapte întreagă, deci o noapte care nu o poți uita. Eu cred că nu o uiți. Nu trebuie neapărat să ai văsit, dar să nu o uiți. Dacă ai un pic de conștiință, eu cred că multe nu le mai uiți. Și spune ea acolo cât e de mare siguranța că bărbatul meu e plecat de acasă într-o călătorie lungă, a luat cu el cecurile, deci s-a dus el la distracție la... și totul e aranjat, uite, prin providența Domnului. Și îți dace concluzia mea? Bă, zic, dacă era în Sodoma și Gomorra, m-aș fi așteptat la așa ceva. Dar la Ierusalim, unde trebuia să fie sfințenie și curăție, să fie astfel de vânătoare, eu cred că mama i-a văzut. Și mama a spus, copile, nu contează unde trăiești. Diavolul are agenții lui să te vâneze. Ai grijă, păzește-te să nu fii vânat. Și acum, dragii mei, dacă noi am spune că lumea creștină e ferită de ispite, ne-am înșelat pe noi înșine. Așa-i? Eu nu spun să vedeți în fiecare om un derbedeu. Dar nici nu spun să vedeți în fiecare un sfânt dacă nu-i sfânt. Și cât o fi de sfânt unul și altul, când păcatul e păcat și ispita e ispită, Pavel spune, fugi și unește-te cu cine? Cu cei care caută curăția, neprihănirea. Adică nu trăi ca un haiduc în lumea asta, nu trebuie să te izolezi, desparte-te de cei răi care nu iubesc curăția ca tine, care nu numesc curat ce numești tu curat, care nu vor puterea care o ai tu, puterea lui Dumnezeu și spui, eu am o altă gașcă. Că mi-a spus mie Apostolul Pavel că prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și eu m-am curățit prin sângele lui Hristos, nu vreau să-mi bat joc de jertfa lui Hristos, nu vreau să răstignesc adoară pe Hristos, nu vreau să produc din nou sângerare și răni, îi mulțumesc Domnului că m-a curățit și eu vreau să mă păstrez curat și îmi trebuie lângă mine oameni curați care mă îndreaptă la curăție. Amin? Amin. E foarte important să mă gândesc cum să mă păzesc de cei care vânează. Totdeauna au fost vânători. Și băieți și fete, stați liniștiți, uitați-vă în Scriptură. Și băieți și fete.
Și dacă te joci cu ele, știi ce spune mai târziu? O pleca băiatul ca boul care duce la măcelărie. Nu știu ce înseamnă asta. Poate așa că nu judecă. Sau el o fi crezut că cine știe unde merge și el mergea să-l facă salam și el să bucura. Nu știu că îl toacă după asta. Că după asta spune că toți cei se duc la locuința ei, ajung la moarte. Conserve îi face. Mâncare e câini. Nu binecuvântare, dar el sărac era plin de bucurie că eu l-a deavul mintea. Sunt lucruri care nu ne putem juca. Eu am pomenit mai înainte niște nume mari. Am vorbit de un David. Am vorbit de un înțelept. Și pentru că spuneam familiștilor, voi nu sunteți scutiți. Eu vreau să fiu foarte cinstit cu Solomon. În dreptul lui Solomon, eu nu pot să spun curvele l-au dus în rătăcire, amantele. Știți ce spune Scriptura? Cine? Nevestele. Deci viața de familie nu mă scutește de ispita diavolului. Din potriva, amândoi în familie trebuie să ne ajutăm să ne păstrăm curați, că de asta am venit împreună. Să ne bucurăm de darul lui Dumnezeu în viața noastră și să ne păstrăm curați. Deci vorbim de o pază a noastră, ar fi următorul cuvânt, să ne păzim, da? Și vreau să vă spun ultimul cuvânt și cu asta aproape închei. Dragii mei, dacă vreți să-i ajutați pe alții să se păstreze curați, mai vă rog scrieți un cuvânt, premii. Apropo, vă plac premiile. Da? Și la ăștia mai mărișori? Știți ce mi-e ciudă mie? Că trăim în lumea creștină și nu mai premiem curățenia și sfințenia. Bine, noi, dumneavoastră, da. Dar vă rog să vă întreb pe dumneavoastră, mame și tați. Când i-ai făcut un cadou băiatului tău pentru că este curat? Și s-a păstrat curat? Măcar într-o discuție să spui, băi, Vaselic, ia vină tu-mi coace. Nu ți-am spus-o de mult, dar vreau să o spun acum. Tu știi cât îți eu de mândru de tine? Nu pentru șmecherii, dar acum nu discutăm șmecheriile. Vreau să spun un lucru. Știi de ce sunt mândru de tine? Eu știu în ce lume trăiești. Eu știu cum sunt colegii tăi. Eu știu cum sunt tineri din ziua de astăzi. Știi de ce sunt mândru de tine? Că ești un băiat care te-ai păstrat curat. Dacă nu ți-am spus-o niciodată, îmi pare rău să o spun acum, să ții minte cât e trăit tu. Taică tu prețuiește curăția. Și dacă mă laud cu ceva, mă laud că tu, feciorul meu, ești un om curat. Când ai stat de vorbă ca mamă, ultima dată cu fata, să spui, fată, să nu crezi că în lumea mea nu a fost. Și eu știu că acum nebunia e mai mare. Știi ce vreau să spun despre tine? Știi de ce ești aurul meu? A, mă bucur că ai 10 la matematică și nu știu, dar să spun ceva. Așa între noi. Știi care e valoarea mare în tine? Că te-ai păstrat curată. Să nu uiți niciodată. Că asta prețuiește mult mama la tine. Acum că pe lângă asta îi faci cadou și vă 2000 de euro, să vii să fie Domnul sau un laptop, nu contează, un iPod, un iPad, cât merge, da, o mașinuță, ceva, asta e altă treabă, da, dar mai poți și, dar măcar vorbele, începe cu acestea. Știți ce mă deranjează la noi în biserici? Noi în biserică nu prețuim curăția, fraților. Dacă o prețuim, atunci sigur nu o premiem. Spuneți-mi când ați premiat ultima dată pe tinerii din biserică pentru că s-au păstrat curați. Când a spus comitetul bisericii, tinerii, seara asta toți mergeți la pizza pe banii noștri. Dar ce v-a apucat? Băi, am văzut câtă mizerie în lume și ne-am uitat la voi, la prețul care îl plătiți și am hotărât toți părinții, seara asta consumați ce vreți. Dar să veniți treci, bine? Plătim noi, părinții, cu inimă bună. Pentru că v-ați păstrat curați. Răsplata vă dă Dumnezeu, dar pizza și celelalte le dăm noi. Din potrivă, știți ce văd câteodată când îți mărturisirile pentru botez? Acum nu vă luați în nume de rău și lăsați concluzia la sfârșit. Vine câte unul în față. Frați și surori, mări să fie Domnul, toți amin. Am fost cel mai mare curvar din Barcelona 5 ani. În România am lăsat vă 20 de gravide. Da, într-o zi Dumnezeu m-a mântuit. Aleluia! Eu nu zic, strigați aleluia, că slăvit să fie Domnul, plângeți că Dumnezeu a scos un om din păcat. Nu mai știți care e problema mea. După ce toți strigați și lăcrimați, vine Ionuț. El deja e paralizat. Pentru că el, în timp ce vorbea celălalt, mă zice, eu nu pot spune nimic aici.
Și atunci el apare, frați și surori, și prin îndurarea Domnului m-am născut în familie de creștini. De mic copil, tata și mama m-au dus la biserică, m-a învățat bunica psalmul 23, am încercat să fiu cu minte, dar într-o zi mi-am dat seama că-s păcătos, că mama a făcut gogoși și am luat una și mi-am spus. Și atunci mi-am dat seama că numai Domnul Iisus mă poate, biserica... Păi el săracul vine paralizat în fața bisericii, că după ce-o văzut reacția voastră la celălalt și el n-are mizeriile care se le spune înainte ca apoi să fie curăția mare, el cu ce se laude? Știți ce climat ar trebui să facem noi în biserică? Să vină copiii mei, să vină copiii voștri și după ce cineva spune așa și zicem amin, că nu poți să nu spui amin, că e lucrarea lui Dumnezeu când smulge un suflet din ea. Să vină în față, dar nu complexat, nu timorat. Și să spună, frați și surori, cu tot respectul pentru fratele meu și mulțumim lui Dumnezeu, să vreau să vă spun un lucru. Prin harul lui Dumnezeu m-am născut într-o familie cu părinți, cum îi știți, tata și mama, care m-au învățat de mici ca Domnului, care s-au rugat pentru mine și au postit pentru mine. Și am venit la biserică și m-au învățat fetele și surorile și frații ce-i păcat și ce-i murdar. Și ați avut zile de post și rugăciune pentru mine și mi-ați pus Biblia în mână și m-ați învățat și m-ați mustrat și datorită unor părinți ca voi și bunici ca voi și biserică ca voi, prin harul lui Dumnezeu nu trebuie să mă pocăiesc de niciunul din ce s-o pocăit el. O, da, sunt păcătos. Și am nevoie de iertarea lui Hristos și de asta mă pocăiesc, că numai sângele lui Hristos mă poate ierta. Dar nu el să stea timorat să spună, frate, păi dacă eu n-am făcut păcatele astea grosolane, ce face biserica? Nu-mi dă niciun sandwich, că eu n-am ce mărturisi. Și biserica, când el spune, prin harul lui Dumnezeu m-am păstrat curat, să spună amin, slăvit să fie Domnul, hai să-ți dăm diploma. Și continuă pe calea cea bună, pentru că noi îi premiem pe cei care plătesc prețul. Amin? Amin. M-aș bucura, dragii mei, m-aș bucura ca părinți și copii și tineri, ca prieteni, dacă vreți, să aveți o discuție asupra curăției. Și dacă cineva niciodată nu a fost curățit, să-i spuneți că Iisus Hristos la Golgota l-așteaptă și l-așteaptă acum. Și dacă cineva spune, mamă și tată, sunt eu mai șmecher, nu te-am ascultat, dar ascultă-mă. Sunt curat măcar în domeniile acestea. Să spui, mărit să fie Domnul, mă bucur și nu uita, pentru asta te apreciez și te voi respecta mereu. Și dacă unii vor trebui să plângă și să spună, odată am fost curat. Am avut un moment în viață când Hristos mi-a iertat totul. Și din nefericire astăzi, haina nu îmi este albă ca atunci. Aș vrea să le spuneți un lucru. Haina poate fi reînnoită. Tatăl încă mai are haină bună. Dar ne așteaptă să ne pocăim, să lăsăm porci acolo unde sunt și mizeria acolo, și să venim acasă unde suntem curați. Am eu un exemplu extraordinar din Scriptură când un om învață cum să redevin curat. Să știți că Naaman nu s-a născut lepros. Că dacă Naaman sirianul se năștea lepros, niciodată n-ajungea ceea ce a ajuns, ce era exilat din societate. Știți ce cred eu? El s-a născut sănătos. S-a căsătorit sănătos. Și într-o zi și-a dat seama, poate nu știa de unde, de pe un câmp de bătălie, de undeva, i-a apărut o mică pată. Și asta s-a întrebat, ce-i cu pata asta? N-a văzut nimeni. Poate într-o zi a văzut soția și a spus, ce-i cu pata asta mică la tine? Iubire, nu știu ce. S-a informat un pic și a ajuns la concluzia, e lepră. Și a spus, tot ce sunt și tot ce am, am pierdut și sunt ratat acum datorită leprei. Știu ce urmează. Și casa aceea vine într-o zi o fetiță și când o vede pe stăpână supărată, spune, Doamne, de ce sunteți așa necășite? Acum știți cum, și noi, nu trebuie să ne condamnăm pe femei, și noi când avem necaz, nu vorbim unii cu alții. Și Scriptura spune să vorbim. Și stăpâna își deschide sufletul și spune, dragă, să nu spui la nimeni. Dar noi avem un mare în casă. N-a fost așa soțul meu.
a fost curat, a fost sănătos. A apărut o pată de lepră care l-a făcut necurat și neîngrozit de ce o să vină. Și noi ar trebui să spunem, când a apărut pata, ar trebui să mă îngrozesc că vine iadul. Că de la o pată mică se poate din talpa piciorului până în creștetul capului să se întindă lepra dacă nu o vindecă Iisus Hristos. Și vine fetița aceea și spune, Doamne, ascultă-mă, nu te necăji. De unde vin eu? Există un om al lui Dumnezeu. Convinge-l pe soț să meargă acolo. Și se va întoarce acasă sănătos. N-a fost greu pentru el, a vrut să plătească. Știți că la un moment dat se frământa. Păi oare nu sunt râurile din țara mea mai bune decât acestea? Și un alt rob spune, stăpâne, dacă-ți cerea greu, ai venit cu măgari încărcați cu aur, dacă-ți cerea, dădeai tot, acum de asta m-a dus. Îți cere ceva simplu. Scaldă-te și vei fi curat. Eu în seara aceasta nu vă trimit nici în Israel, nici în Siria. Știți unde aș vrea să ne ducem toți? La crucea Domnului Iisus Hristos. Unii spuneți că e prea simplu, că ia-o cum vrei. Eu îți spun, este har dumnezeiesc. Și fie că avem nevoie de curăție pentru prima dată sau pentru a mia oară, mă bucur că în seara aceasta încă, nu știu pentru câtă vreme, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dimineața am fost aici cu frații și la încheiere a citit fratele un cuvânt care e aproape de inima mea. Dacă zicem că n-am păcătuit, suntem mincinoși, îl facem mincinoși pe Dumnezeu. Dar dacă ne mărturisim păcatele, le lăsăm la ele, el este credincios și drept, plin de îndurare, să ne curățească. În seara aceasta vreau să spun și eu, scaldă-te și vei fi curat. Nu trebuie de 7 ori. O singură dată cu credință în Iisus Hristos. Nu mai încerca să spui că păcatul acela e mic sau mare, că e vechi sau că e nou, că l-au toți sau că nu-l are niciunul. Ce te încântă pe tine că toți din jurul tău sunt leproși și tu ești lepros? Întrebam o dată în biserică, știți că unii se scuză și a spus, auzi, dacă ați ajunge în iad cu mine ca păstor, ce credeți că o fi mai bine acolo? Nu te bucura că sunt și alții ca tine. Bucură-te că Iisus îi spală pe cei ca tine. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Vreau în seara aceasta să vă las puțin acolo la crucea Domnului Iisus Hristos. El atât de mult ne-a iubit că sângele Lui curge pentru iertarea noastră. Fie că ai nevoie de curăție prima dată sau aena oară, cere îndurarea Domnului. Iar dacă ești curat, mulțumește Domnului că ești curat. Spune, Doamne, prin harul Tău sunt ce sunt. Ajută-mă să trăiesc în continuare curat. Să vadă lumea că sunt curat. Să fiu un model de curăție pentru alții. Ajută-mă să-L ridic pe cel căzut. Ajută-mă să-L chem pe cel risipitor acasă. Doamne, folosește-te de mine în a-ți aduna trupul Tău curat de pe pământ și a ne pregăti pentru cer, pentru ziua în care mireasa se va întâlni cu mirele. Stăm înaintea Domnului. Să plecăm.
cine fii, tu ai valoare. Oricine fii, primești iertare. Oricine fii, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine fii, tu ai valoare. Oricine fii, primești iertare. Oricine fii, tu ai valoare în ochii lui. Să ne arăți cât de mult ne iubești și cât de mare valoare avem în ochii Tăi. Ne-ai trimis Evanghelia Ta sfântă și din generație în generație faci ca ea să ajungă de la om la om, pentru că avem valoare în ochii Tăi. Și Te-ai gândit să nu petreci veșnicia cu nimeni altcineva decât cu noi, pentru că avem valoare în ochii Tăi. Noi știm, Doamne, că diavolul vrea să ne strice toate valorile. Dar în seara aceasta, cu tot ce avem, venim din nou înaintea Ta. Te rugăm, spală-ne din nou. Te rugăm, înnoiește-ne mintea, sufletul, hotărârile, relațiile. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm neîntinați de lume.